Iarna bate la ușă, iar Mehedinți Gaz, o firmă care nu reușește să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contract, creează probleme serioase câtorva sute de familii din municipiu, care, deși au achitat toți banii pentru realizarea branșamentului la gaz, după ce în prealabil s-au decuplat de la încălzirea centrală a orașului, riscă să rămână fără nicio sursă de încălzire în această iarnă. Problema ar fi faptul că Mehedinți Gaz nu are bani pentru a monta contoarele de gaz. Am 800 de severineni fără contoare și ei nu pot să aducă aceste contoare pentru o datorie de 400.000 de lei la ANAF. Deci au o datorie și ANAF-ul le-a blocat conturile. Nu se poate ca o firmă care rulează milioane să nu poți să plătești 400.000. Le-a eșalonat ANAF-ul și nu s-au ținut nici de această eșalonare. Mehedinți Gaz, o firmă care pare să creeze probleme severinenilor. După ce s-au văzut cu rețeaua de gaz la scară, mulți severineni au scos sume importante din buzunar pentru a-și monta centrale pe gaz și s-au debranșat de la rețeaua centralizată. Nici nu se gândeau că în prag de iarnă nu vor putea beneficia de această instalație, dintr-un motiv banal, acela că Mehedinți Gaz are conturile blocate de către ANAF și nu are capacitatea financiară să monteze contoarele de gaz. Mehedinți Gaz, o firmă care creează foarte multe probleme severinenilor și primăriei, o șleată de incompetenți conduc această firmă și nu este posibil ca în acest moment să aibă o datorie de 400.000 de lei la ANAF, adică 4 miliarde de lei vechi, să nu fie în stare o firmă care are afaceri de milioane să plătească 400.000, au conturile blocate, iar sunt 800 de severideni care în acest moment așteaptă contoare să poată să dea drumul la instalația de gaz și nu pot face că Mehedinți Gaz nu poate cumpăra contoare că au datorii la ANAF. Mi se pare de-a dreptul incredibil ce se întâmplă cu această firmă și suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare să rezolvăm această problemă care stagnează de o perioadă prea mare de timp. Mehedinți Gaz continuă să sfideze atât cetățenii cât și administrația publică locală. Primăria încearcă să găsească soluții pentru a-i sprijini pe cetățeni să nu rămână fără căldură în această iarnă. Peste 800 de severineni se află în prezent în această situație dificilă. După ce am plătit contoarul, am mers direct și am făcut contractul. Pentru azi, când se dă drumul, când vine contoarul, se dă drumul la gaz. Noi așteptăm contoarele. De cât timp? De 3 luni. Și cum vi se pare asta? Iarna bate la ușă? Ce să ni se pare? Așteptăm cel puțin termoficarea, că n-am tăiat rețeaua de la termoficare. Dacă era să o tăiem, ce făceam? Nu aveați nicio alternativă? Curentul este cum este, nu poți să stai să bagi în priză, sub nicio formă, dacă depășești kilovații. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Trebuie presați, Gaz Mehedinți, ei au făcut contractele cu noi pentru contoare, banii au luat, trebuie presați. Și din punct de vedere al dumneavoastră, al consumatorului, cum vi se pare atâta tergiversare? E groaznic, cum să mi se pare? Așteaptă toată lumea după ce? După niște oameni care nu-și fac datoria. 23.000 de lei și le așteptăm de o lună de zile. Din data de 29.9 sunt achitate la ei. Și zici ca să rămâneți fără căldură. De fapt, ne-am blindat. Sunt 8 scări de bloc care sunt blindate și nu s-a facem nimic. Din primăvară am făcut lucrul ăsta și de-abia acum ieri ne-a înțepat. Și așteptăm, cum zice domnul primar, reductoarele și contoarele care urmează să vină. Care nu mai vin, da, care a promis că până pe 7-10 luna în noiembrie, când se pune frig, o să avem gaz, așa au promis domnul de la Mehedinți Gaz. Acum mă așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă. Mai aveți altă sursă de încălzire? Păi nu, că eu sunt debranșat. Ne-am debranșat mai mult de altfel. V-ați debranșat din, și din riscați? XF21, da. Din XF21 și din XF21A, ceva de genul, locul celălalt. V-ați debranșat și riscați să stați în frig? Păi, dar bineînțeles, nu că stăm în frig dacă nu se întâmplă nimic spre bine nostru cu gazul ăsta. Și cu 150 de milioane băgate în apartament și în frig. Cum a venit o familie și ne-a zis să reducă băiețelul bolnav, să intervenim noi, că n-are unde să stea, stă la părinți, că nu are contoar de gaze. Oamenii și a zis s-au că debranșat să și de da. La... Da, și de la Spaiet. Avem procese verbale de debranșare și degeaba. Cu gândul că vor avea gaz. Bineînțeles. Și acum? Și acum merg la Mehedinți Gaz, e rând acolo, să așteptați. Că o să vină azi, o să vină mâine, o să vină după cum ați depus cererile. Înțeleg că le-a și plătit oameni, le-au da, și plătit contoarele. Bineînțeles, tot absolut.
numai să vină să le monteze. Și dau din nume. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a declarat astăzi faptul că va întreprinde toate demersurile pentru a debloca această situație dificilă și îi asigură pe cetățeni de tot sprijinul său.